Igor Dodon s-a răzgândit. Deși anterior, liderul PSRM, care se afla în coaliție cu Partidul Șor, președintele căruia este vizat în furtul miliardului și dat în căutare internațională, susținea ferm că își dorește alegeri parlamentare anticipate. Acum acesta crede că singura soluție de depășire a crizei politice la această etapă este învestirea unui nou guvern. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la Postul Public de televiziune. Noi, de fapt, avem două sau trei scenarii de bază. Primul scenariu. Doamna Maia Sandu coboară pe pământ și execută hotărârea Curții Constituționale. În cazul acesta, dumneai, și eu aș sugera în următoarele ore să semneze decretul de desemnare a doamnei Durleșteanu la funcția de prim-ministru. Cel de-al doilea scenariu în viziunea lui Dodon se referă la faptul că Maia Sandu se împotrivește să înainteze pe Durleșteanu. Iar în acest caz, spune liderul PSRM, nu se întâmplă nimic până la alegerile parlamentare ordinare, țara urmând să fie guvernată de un executiv interimar până în 2023. Scenariul numărul 2, unul e clar, a numit prim-ministru, mergem înainte. Scenariul numărul 2 se împotrivește și atunci nu se întâmplă nimic. Nici referendumuri, cum cineva spune, e referendum sau anticipat. Nu va fi nici referendum, nu vor fi nici anticipate. Va fi un guvern interimar până în anul 2023 și atunci se va dizolva Parlamentul și vor avea alegeri, loc alegeri parlamentare ordinare. Potrivit lui Dodon, ar exista și cel de-al treilea scenariu, doar că acesta, spune el, este unul mai dificil, fiind vorba despre destabilizarea situației din țară și proteste în masă. Totuși, deși anterior declara ferm că vrea alegeri parlamentare anticipate, acum liderul socialiștilor schimbă macazul și declară că, la această etapă, singura soluție de depășire a crizei este votarea unui guvern. Eu aud foarte mult că haideți mai repede la anticipate. Cât costă anticipatele? 120 de milioane de lei. Ce înseamnă 120 de milioane de lei pentru alegeri parlamentare anticipate? Aceasta înseamnă 1 milion de vaccine, dacă să le cumperi. 1 milion de vaccine. Înseamnă că din costul alegerilor anticipate, care insistă Maia Sandu, se poate de vaccinat toți pensionarii, toți medicii, toți profesorii. Întrebat de ce și-a schimbat retorica după ce anterior afirma că nu va susține un candidat înaintat de transfugi. Timpurile grele solicită și decizii dificile. Amintim că acum câteva zile Curtea Constituțională a decis că decretul prin care Maia Sandu a înaintat-o repetat la funcția de premier pe Natalia Gavrilița este neconstituțional. În context, înalta curte a precizat că fracțiunile trebuie să se așeze la consultări cu președintele. După ce magistrații și-au anunțat verdictul, Sandu a ieșit într-un briefing de presă în care a dat de înțeles că nu o va înainta la funcția de premier pe Mariana Durleșteanu, candidata propusă de majoritatea PSRM Șor, și că cetățenii își vor decide viitorul la anticipate sau la referendum. Ieri PSRM a anunțat inițierea discuțiilor cu fracțiunile parlamentare, iar platforma DA și-a reiterat poziția de a-și asuma guvernarea. Andrei Năstase a declarat că a început deja să negocieze cu partidele pro-europene. Între timp, Partidul Șor a emis o declarație prin care a precizat că rămâne pe poziție și pledează pentru investirea unui guvern în frunte cu Mariana Durleșteanu. Iar Partidul Democrat a anunțat că este gata să se așeze la masa de discuții cu fracțiunile, cu excepția celor de la Șor.